Bună seara, vă spun Marian Pușca și împreună cu echipa tehnică. Bun găsit la mine, emisiunea noastră sportivă. Să vă prezint pe cei doi invitați, deosebit ca de fiecare dată. De lângă mine se află portarul echipei naționale de mini-fotbal în persoana domnului Bogdan Rădulescu. Bună seara, Bobby! Bună seara! Lângă domnul Rădulescu se află cel mai fin analist sportiv în persoana fostului arbitru divizionar Valentin Istudor. Bună seara, Vali! Bună seara și mai lăsați complimente! Da! Vom vorbi în prima parte despre prima ediție a campionatului mondial de mini-fotbal care s-a desfășurat în ultima decadă a lunii trecute în Statele Unite, unde echipa României știți că este deja campioană europeană și a fost invitată din oficiu. Portarul echipei naționale este prezent lângă noi. După aceea, dacă a venit domnul Vali Istudor, paleta întrebărilor mele va fi foarte, foarte mare, dar grosul va fi axat pe echipa de suflet FC Petrol. Și pentru început, Bobby, cum te simți? Bine. Bine ai revenit în realitatea noastră după cu 10 zile a stat acolo, nu? Da, 11 zile a stat, da. Așa, cum a fost? Ce să zic, o experiență frumoasă, normal, e America, țara tuturor posibilităților. Așa. Și Loprea. Eu zic că să o luăm așa cu începutul puțină... Nu se cunoaște, cu toate că singurul ziar de sport din România, Gazeta Sporturilor, a punctat, dar în limita tirajului, să zic. Câte echipe au participat? 16 echipe. 16 echipe și România, așa cum știam eu, a fost invitată din oficiu, fiind campioană europeană. Acum o stresc să vă contrazic. Primele 6 echipe din Europa au fost invitate. Deci în urma campionatului european, primele 6 clasate au fost invitate să participe la campionatul mondial. Și noi am fost în grupă cu India. Cu India, cu Mexic. 21 sau 22-0. 21-0. 21-0 după aceea. Mexic. Mexic. 7-3 ne-au bătut. Eu te. Și Germania. Germania am bătut noi. Am bătut noi 7-2. Aha. Acum te las pe tine. Rog pe colegul Marius Bobby să aduci câteva poze. Și ele se vor curge pe ecran în timp ce noi îl vom asculta pe Bobby. Te rog. Na, deci deja primele 3 meciuri din grupă le-am prezentat. A urmat un fel de finală cu Canada, care nu s-a mai disputat, ei nu s-au mai prezentat. Am înțeles că au încurcat rata. N-au încurcat rata, însă ei se respectă mai mult ca noi, cred. Adică. Și au fost foarte nemulțumiți de condiții și de organizare și au ales să plece acasă în sferturi, în semn de protest, bănuiesc. Noi ne-am văzut interes, am mers mai departe și în semifinală am jucat cu campioana, cu echipa care avea să devină campioana mondială, cu America. Ne-au bătut 7-3, mai buni. Mai buni sau ați lăsat-o voi mai mare, așa că fiind țara organizatoare? Nu am lăsat-o mai mult. Au fost mai buni. Acolo au fost mai buni. Asta e cel mai important. Acolo au fost mai buni, au arătat-o pe teren. Noi sper că n-am dezamăgit pe nimeni prin locul 3 care l-am obținut. Sigur, acolo. Sigur, da. Finala mică am înțeles că nu s-a mai jucat. S-a dat din oficiu, onorific locul 3. S-a făcut un punctaj. Cine a obținut mai multe puncte pe parcursul campionatului mondial. Și România, da, noi am avut mai multe decât Brazilia, 2 puncte în plus. Păi unde medalia? Că văd că mi-a adus șapcă, mi-a adus culat. Am spus că să ne le trimită prin curierat acasă medaliile. Stai să vezi. Că nu ne lăsau la aeroport cu ele. Ah, da. Înseamnă că era medalia din aur masiv. Da, da, da. Da, da. 27 de carat, am înțeles. Da, 27. Așa, te ascultam. Ca și condiții, nu știu, ne așteptam la mai mult. Adică, plecând de la punctualitate, stăteam pe la hotel și așteptam de 40-50 de minute să vină să ne ia o mașină, să ne ducă la masă. Condițiile de cazare, stăteam la... Păi, să care condiții de cazare? Că am văzut că aici ne-ai adus și o poză. S-a dormit și pe jos. Da, aia e altceva. Eu am explicat și pe contul meu de Facebook, am pus acea poză și am explicat ce s-a întâmplat. Auzi, chiar acum e. Da, sunt eu cu colegul Tase aici. De la Brutor să te-ați trebuit. Nu, e loja stadionului, sălii unde urma să jucăm. Uh-huh. Deci era la ora 5 seara și noi a trebuit să predăm camerele la 11. Așa, era un fel de saună acolo. Da.
Și unde să stăm, a fost invitat să luăm vreo 5 ore pe scaune în tribună, înainte de meci, ceea ce ni s-a părut puțin anormal. Am mers într-o lojă acolo și fiecare s-a întins pe unde a putut. Sigur. Dar ce s-a scris prin cafenele și așa, nu. Ne-am fi dorit să le vedem, însă nu prea am avut timp. Asta mai mult pe drum. Deplasările nu s-au mai făcut cu avionul, așa cum s-a promis. Hai, cazarea, mi-am dat seama. Masa cum a fost? Superb. La masă, ce să zic, ne-am săturat de hamburger și de pizza. Atât. Da? Nimic. Ne-am chinuit să găsim și ceva românesc, să mâncăm o mâncare sănătoasă, de sportivi, absolut nimic. Unde? Asta în Chicago, nu? Peste tot. Și în Dallas, și în Oklahoma, și în Wichita, și în Chicago. În Chicago nu așa n-au repede? Au, dar spre negre și nu. Am înțeles. Așa a ajuns America Mare cu economie. Cu economie, da. Și altceva așa, din delegația noastră, actualul președinte FLF, a fost cu voi sau? Nu, ne-a vizitat la Znagov, ne-a adresat câteva cuvinte, ne-a încurajat și a spus... V-au înflat niște plicuri de diurnă ca lumea, am înțeles? Da. Am fi vrut noi. Cât a fost diurnă? Nu pot să spun. E confidențială, da, am înțeles. Domnul Valentin Isudor, ia punctați dumneavoastră, că și așa ați rămas cea mai acidă pe niță. Nu, sunt acid, mai ales săptămâna patimilor, încerc să fiu cât mai echilibrat. Așa? Constat așa, făcut de o vreme că mai mult n-au jucat decât au jucat, nu s-au prezentat. Mă surprinde modul ăsta de organizare, n-am auzit absolut niciodată treaba asta, dar pentru că așa au fost scotate și federațiile țărilor care au venit, pentru că... Domne, Vali, e prima ediție, domne, e prima ediție a unui campionat mondial de fotbal, totul trebuie să fie extraordinar. Da, asta mă surprinde. Și mai ales și la americani. Deci canadienii au făcut o treabă extraordinară, ăsta să ne ferește, să participăm în condiții, să participăm la un eveniment în condiții precare. Doar să văd, să mănânci, dar chestii de alea lor. Da? Asta este. Da. Și... Dacă ați fost la Chicago, ce ați vizitat pe acolo? Păi, da, tot ce e de interes. Pe acolo am mers, nu știu, am văzut o parte din oraș, l-am văzut ziua, am reușit să-l vedem ziua cu frumos, amabilitatea... Are ceva rupt din orașul Ploiești, Chicago? Da, zgârienori. Da. Da, nu, din punctul ăsta de vedere n-am putem să facem comparație, ceva foarte frumos. Vedeam o filme la televizor și nici nu să visez că poți să ajung acolo. Adică mergi într-un Sky Tower și te urci la etajul 96. Voi la ce etaj a stat? Că am văzut și numai la parter. Numai la parter? La parter și din păcate a trecut o tornadă pe lângă noi pe la Tulsa acolo, dar am zis că zburăm cu tot. Da, așa pe terenice? Am stat o oră, ne-a ținut în genunchi cu capetele plecate între picioare. Și ați trecut la islamism? Deci credeți-mă că n-aș vrea să mai văd încă o dată ce am văzut. Un sat în spatele hotelului, la un kilometru, un sat la Aras. Case, mașini, tot. Da. Parcă Dumnezeu a vrut să ocolească hotelul. Am înțeles că cine vizitează Chicago, musta este să treci pe la mormântul lui Al Capone. Ai fost? Nu am ajuns. Deci nu am ajuns. N-am avut, am avut, cred că, vreo 5 ore libere în care ce să faci mai întâi? Să mergi la cumpărături, să mergi să vizitezi, să iei cadouri și... Da, și am vrut să vedem orașul, în primul rând, să vizităm orașul, să vedem și noi clădirile. L-am văzut și ziua, am mers, e un lac lung cu o plajă foarte frumoasă. Noaptea se vede foarte frumos orașul de acolo, am mers și am văzut și acest lucru. Nu am avut timp. Cred că data viitoare o să ajungem și pe acolo. Băștinașele cum sunt? N-am avut timp. N-ai avut, da. Nu, dar mă întreba, nu sunt rău să știu, nu trebuie să-l întreb orice. Foarte prietenoși sunt foarte prietenoși. Da, ați socializat? Da, am socializat. Nu, chiar sunt foarte primitori, lăsăm la o parte organizare și alte lucruri care ne-au nemulțumit. Sunt foarte, foarte sociabili, foarte primitori, din punctul ăsta de vedere n-avem nimic de comentat. Am înțeles. Plus că acolo ne-a așteptat o comunitate foarte mare de români în Chicago și ne-au tratat foarte, foarte, foarte bine. Aha. Am înțeles. Mai vreau să te întreb dacă românii au fost în tribună.
Păi am avut... Că pe unde ne ducem noi trebuie să fie un grupuleț așa de român. Am avut o surpriză foarte frumoasă. În primul rând la Dallas am avut, cred că 150 de români cred că au fost în tribună, care ne-au așteptat și după meci au venit la vestiar, ne-au rugat să ieșim afară, să facem poze, să ne dăm autografe, să stăm de vorbă. O ciorbă de perișoare ceva. Nu, să nu se râdeți, chiar ne-am invitat la masă și am ieșit la... Am ieșit, nu, nu, am ieșit la masă, ne-am ieșit la masă. Bănesc că sunt din astea restaurante cu specific românesc în Chicago. Cu specific românesc nu știu, deci cu specific românesc nu știu, dar unde poți mânca o mâncare decentă, care seamănă cu a noastră. Da? Și am fost duși acolo, deci în Dallas ne-a așteptat foarte frumos, am ieșit cu ei la masă după meci. După meciul cu America, a doua zi au venit chiar și ne-au luat cu niște limuzine de la hotel. Plimbat prin oraș și ne-au invitat la pub-ul lor acolo. Acolo au și câteva echipe de copii, și fete și băieți. Am jucat un meci demonstrativ cu ei, la fel poze, autografe, am stat la masă, foarte, foarte, foarte frumos. Așa, cum să zic eu, ca spectatori, sala a fost plină tot timpul, că a dat și Sport.ro meciurile echipei României, dar pe la 3:30 dimineața. Ar fi vrut noi să le dea, din păcate nu le-au dat, s-au putut vedea doar pe un link de la televiziunea care transmitea de acolo. Nu, eu zic aici în România. Da, aici în România nu le-au dat. S-a făcut tot timpul promo. Da, nu le-au dat. A, nu le-au dat? Nu le-au dat. Au încercat semifinala până la urmă, nu știu, am înțeles că a dat puțin de semifinală, după care iarăși nu s-a putut da toată, nu știu care au fost problemele, ei știu mai bine. Da, din păcate. Și finala cum a fost, frumoasă? Da, a fost un meci foarte frumos în care noi, cred că nu era vreunul din noi care să parieze pe America. Toată lumea crede că Mexicul o să-i bată la pas. Dar uite că... În afară de India din Asia, ce echipe au mai fost? Că nu, sincer, nu știu. Nu cred că au mai fost. A, India a fost reprezentantă Asiei. Din Africa? Deci... Din America am fost noi, Germania, Europa și Rusia și Cehia, da? Rusia și Cehia. Rusia și Cehia. Și El Salvador, am înțeles că a fost India. Am avut vreun arbitru? Nu. Român? Din păcate nu. Din păcate nu. Să nu mai discutăm de arbitri, că trebuia, Marie Marcel trebuia să fie, că el era dornic. Era de departe cel mai bun, vă spun sincer. A, da? Deci am văzut niște arbitri săraci, nu puteau să alerge. Deci nu puteau să alerge săraci, nu știu ce căutau acolo, dar mă rog. Da. Păcat, păcat. Da. Și primul lucru cât a fost onorat? Nu, despre premii chiar nu știu absolut nimic. Nu s-a promovat, nu ni s-a comunicat absolut nimic. Regulile se schimbau de la... un meci la altul, nu știu, asta iar o chestie. Avem o întrebare frumoasă de la încolo. Cred că nici în momentul de față nu cunoaștem toate regulile după ce s-a terminat, cred că nu le știm pe toate nici acum. Da, ok. Domnul Istudor, în Prahova e un campionat de mini-fotbal, Vispești 2010, Ploiești este campioana națională și a câștigat și Supercupa. Să dezvoltă frumos acest sport. Pentru mulți îl consideră de divertisment, părerea dumneavoastră. E orice sport care e făcut într-o organizare bună, tot ce înseamnă mișcare și competiție, eu n-aș mai spune adversar, ci competitor la sporturile astea, este binevenit. Pentru că nu toți au un talent născut pentru basket, volei sau alte sporturi complementare. Și cei care nu pot face față la sporturile consacrate să pot reorienta către celelalte și un lucru foarte bun. Necazul e că în lipsa resurselor financiare nu văd cum poate să reziste într-o competiție decentă. Deci, apropo de ce spunea și Bobby, nu poți să faci o competiție așa doar de dragul de a te înscrie... Să fii tu prima. Treaba cu prima a mai căzut. A mai căzut. Nu prea să mai... Poartă, să devii campion cu orice preț. Trebuie să ai valoare intrinsecă.
înțeles că trebuie să ai finanțare, trebuie să ai sponsorizare, promovare, ca să poți să ajungi la nivelul. Da. Îmi face mare plăcere să le urez la mulți ani unor oameni care au activat sau activează lângă echipa noastră de suflet FC Petrolul. Mâine este ziua de naștere a maestrului emerit al sportului Mircea Driga. Tot mâine este și ziua unui vechi suporter, dacă pot spune așa, domnul Dan Voicilă, o voce emblematică a radiodifuziunii zeci de ani. Dânsul a fost șeful redacției sport de la radio, la mulți ani la domnul Dan. Iar joi este ziua Mircea Reznic, căruia îi urăm după acum și dânsului la mulți ani și multă baftă și diseară de la 8:30, mai ales și joi, chiar de ziua dânsului, va juca din nou cu Steaua în campionat. Performanțe deosebite și în handbalul nostru. Echipa CSM-ului Ploiești a reușit să învingă la Deva cu 23-20. Are 4 puncte avans față de locul 9. Fetele noastre ocupă locul 8, deci vor juca în play-off. Iar băieții din nou au mers de metronom, au câștigat, am înțeles, la CSM București 2 cu 34-29. Ei visează prima poziție care duce direct în Liga Națională de handbal începând din toamnă. Felicitări! Domnul Istudor, vorbim și puțin de Petrolul, că cam sunteți cam supărat, dar hai să o câteva cuvinte despre România Feroe, că veniți foarte rar la această emisiune și e păcat să nu vă ascultă, A fost o glumă. Care? Cu meciul. Feroe? Meciul a fost o glumă. Pierdere de vreme, ceea ce este discutabil, că am spus că nu o să vorbesc foarte tăios, fiind săptămâna asta patimilor, este că atât antrenorul cât și aproape toți ceilalți jucători au luat-o Gaia Mațu că i-ar fi deranjat starea terenului. Ceea ce este... Păi mai mare din Feroe, că aia joacă pe sintetic. Deci e un mare neadevăr. Terenul a fost în condiții bune pentru condițiile atmosferice din țară. A prezentat bine. Neputința și-a spus însă cuvântul și în timpul meciului și mai ales la declarațiile de... Să nu-ți asumi responsabilitatea unui joc mai slab, că se poate întâmpla oricui să prindă o zi mai slabă, mi se pare că sau denotă o lipsă de caracter. Fără educație nu se poate face nimic. Absolut nimic nu se poate face. Temeinic, fără educație. Școala ar trebui să primeze foarte mult pentru cei care fac sporturi. Școala primară și gimnazială îi educă să știe să-și asume responsabilitatea faptelor lor. Este inadmisibil ca Iordănescu, general, bagatelizăm ideea de general, Ilie Năstase general, Iordănescu general, în sfârșit, să nu poată să spune, da, am prins o zi mai rea, bine că am învins și cu asta. Ca să nu mai spun de Chișeru, că a spus că s-a jucat entuziasmant, am rămas blocat, entuziasmant, ca să nu mai spun că alți fotbaliști naționale, ca și comentatori, spunea, domnule, nu contează cum s-a jucat, important e rezultatul. Ba, e o mare greșeală aici. Inducem în mentalul tinerilor o falsă. Competiția se desfășoară pentru spectacol, pentru spectator și nu pentru rezultat. Sunt situații în care rezultatul este mai important decât spectacol, dar evident că ideea este spectacol, în absolut orice sport. Spectacol. De-aia sunt spectatori care sunt plătitori, spectatori care, prin numărul lor, aduc sponsori. Deci, noi privim greșit tot fenomenul ăsta sportiv. Mă uitam și la niște declarații de la Piatra Neamț, poate o să revenim. Nu vrem să învățăm odată că nu se poate câștiga prin
dar prin ce ai făcut odată. Și aici mă refer la Hagi. Dumneavoastră, care totdeauna ați fost omul regulamentelor, cum vedeți chestia asta? Că pe noi nu mai ne interesează acum, dar vor să mute finala care deja s-a anunțat înaintea competiției, că se dispută la București, acum vor să mute la Cluj. Dom'le, este o greșeală mare, pentru că numai în condiții speciale poți face o asemenea rocadă, restul ceea ce ai stabilit la începutul unei competiții trebuie să fie literă de lege. Nu se pot schimba nu numai regulamentele, regulile, absolut nimic în timpul competiției. Denotă și creează starea de frustrare pentru unii și denotă implicarea altora pe traseul respectiv. Deci este o, în opinia mea, dacă nu sunt probleme de anumit ordin, este o greșeală. Pe de altă parte, contrar celor care se revoltă împotriva Federației Române de Fotbal în conducerea ei actuală, eu salut faptul că au reușit și s-au ținut de ideea de a restructura campionatul, pentru că cu atâta echipe în insolvență, cu atâta neprezentări și prin Liga 2-a, și nu se putea. Eu cred că era oportun să fi făcut chiar 10-12 echipe, să joace. Deci dacă erau 10 echipe, tur-retur, 9-4-30 așa de... Și terminai, așa să fie în insolvență, În alte țări scoate din competiție și ai terminat. Un om care nu este plătit la timp nu-ți va da randamentul scontat. Ba din contră, asta e și ideea UEFA, el este tentat să-și câștige banii pe alte căi. Prin jocuri la pariuri sportive sau... Apropo de președintele federației, e foarte afectat de maniera în care a fost primit aici de la, pe Ilie Oană, că a fost înjurat, dar uita săracul că ne-a tăiat nou niște copaci prin cartier, chiar cartierul Cina, ca să facă o sală de sport acolo, lângă biserică. Dar asta e. Ideea este că atunci când ocupi o funcție publică, trebuie să ai tăria și să te aștepți, că sunt și zile de glorie, dar sunt și zile urâte. Și te aștepți la toate posibilitățile. Pentru că oamenii sunt diferiți, vedeți că societatea e împărțită în mai multe paliere, mai ales într-o societate ca noastră în care sărăcia domina, e greu să controlezi efectul ăsta de bumerang care apare cu predilecție la orice insucces sau semieșec, ca să nu zic. El a avut ceva probleme, știu, dar a renunțat în partea de la Cina, la parcul de lângă biserica, niște copaci care aveau echipă de 200 de ani. Trebuia să suporte consecințele. Nu putea, acum tot a venit, s-a jucat aici cu Feroe, venea și el cu 10 pomișori din ea și îi planta acolo. Și mai... Domnul Pușcaș, așa era frumos. Dacă nu l-ați invitat la emisiune, ce să-i sugestia, îi dădea sugestia asta și îl salvați. Ce sugestie? Mă rog. Da, trecem și la Liga din Prahova. S-a disputat la sfârșitul săptămânii trecute etapa cu numărul 22. Având meciul CSU Ploiești 0-1, am înțeles că ploieștenii au înscris în ultimul minut. A fost un meci bun acolo, așa am aflat. CSU Ploiești, CSU Ceptura 5-2. Bobi, ce ai făcut? Ai luat două. Mă greșeți, Bobi se poate? Așa. Unirea Cocoreștii Colț Tricolorul Breaza 2-2. Deleajul Volenii cu Prahova Târșorul Vechi 2-0. FC Bănești Urleta cu Fortuna 2 Câmpina 4-1. CS Brejoi CS Cornul 2-0. Și din nou scorul etapei l-a obținut Petrolistul cu Progresul Dragănești 8-0. Deja este calificată pentru barajul din începutul lunii iunie. Echipa din Bordești, multă sănătate, acolo o grupare solidă cu primar destoinic, persoana domnului Bucuroiu. Marian Ilie, un vechi petrolist, și-a făcut junioratul antrenor, să zic, la Petrolul, de asemenea, Dan Rechită, un excelent arbitru, mi se pare că în ultimii 15 ani
numai puțin de 6 sau de 7 ori a fost desemnat de către AJF-ul Pracovea cel mai bun arbitru județean. Deci o structură bine acolo. Mai e și Eugen Goicea, pe care eu l-aștept cu drag la această emisiune, alături de echipă, de experiența dânsului, cine nu se poate apropia. Nu domnul domnistru Dor. Da, Eugen rămâne... A, și l-am uitat și pe Neamișul Nicolescu. Da, rămân niște persoane emblematice și mă bucur că la Boldești, care Boldeștina a fost și iubirea mea când scriam prin gazete, mă bucur că s-a făcut o trupă unită și puternică, iar de Dan Răchită vreau să spun că este un caracter deosebit, un om foarte bun, pe lângă faptul că a fost arbitru. Poți să fii arbitru bun și să nu ai un caracter pe măsură. El e un tip deosebit și îi urez succes. Bobi, e spart campionatul, după părerea ta? Voi să-ți apropie, să-ți popori. Cred că nu are cine să-i mai încurce pe Boldești. Asta acum returul nu se joacă, la voi sau la Boldești? La Boldești, la Boldești. Sunt deja 10 puncte, e greu. Eu zic că ei sunt favori să meargă la baraj. Mi-aș dori din tot sufletul, de fapt le doresc foarte multă baftă acolo și mi-aș dori să poată să continue, să meargă în divizia aceea și să și mențină. Păi nu e mai mare râsul, domnule? N-avem noi echipă noi am învățat. Divizia să promovăm și să venim apoi. Din 55, de când s-a început divizia a treia, la nivel național, este pentru prima dată când Prahova nu are nicio reprezentanță. Avem Astra 2. Nu, ai Astra 2 Giurgiu. Ce să mai? Așa e. Și vrei să terminați pe podium, nu? Că așa e frumos. Da, în cupa cum stați? Suntem calificați mai departe. Va fi, mi se pare, turul 4, nu? Turul 4, parcă. 4 sau 5. Da, nu, turul 4, parcă. Am calificat în cupă, în campionat, obiectivul nostru este să terminăm pe locul 2. Mai mult decât a trebuit și aici și la AJFS campionatul să se mai comprime. De exemplu, sunt niște echipe, nu le dăm nume. Eu ce bătăi 7-0, 8-0, 12-0. Ce căută dumneavoastră? De ce? Ca să sunt ca ce viseria AJF-ului? Eu n-aș avea nimic împotrivă. Îți dai seama, castronașe, legitimări, mai multe. Eu n-aș avea nimic împotrivă. Dacă oamenii de acolo vor să investească bani și vor să țină aceste echipe să vină și să-și ia 7-8, cum spuneați noastră, prin deplasare sau pe acasă... Rădulescu, da. Scade valoarea. Dacă ok, scade valoarea. Nu de acord condiții în aceste localități de desfășurare a jocurilor, mă, nu la Povlești, unde există asta, exact asta vreau să spun. Sunt de acord să vină, să rețină, dacă e plăcerea lor, să, așa cum a spus, să vină, să se facă de râs la propriu, să-și ia, dar atâta timp cât asigură niște condiții, dar sunt niște terenuri pe la divizia D, de ți-e frică să mergi, să joci pe acolo, să-ți rupi picioarele, să, nu ai unde să faci un duș, nu ai unde să te schimbi, deci trebuie să te schimbi în două rânduri în vestiare și nu dormim, că nu are rost. Asta nu le înțeleg. Că oamenii vor să-și cheltuie banii, să țină echipe la divizia D. Ne avem jucători de... Dar n-ar fi imagine în Liga C? Da, asta nu știu, asta ține de conducerea AJF-ului și cum văd ei lucrurile și nu vreau să mă bag în... mă depășesc chestiile astea. Da, și noi nu vrem să depășim ora 19, puțină publicitate, știrile sportive ale colegului Adi Făgărășanu și revenim cam în 5-6 minute. Basket Chef în 3 cu băieții de la CSU Ploiești. De ziua florilor, basketbaliștii campioanei și-au pus bonetele și șorțurile, fiind pentru un timp în postura de bucătari. Echipa sârbilor cu Zigheranovic, Oțocolic și Pot a gătit cotlete de miel în crustă mediteraneană și cartofi cu rozmarin. Internaționalii cu Ene, Cooper și Movilianu au preparat pizza cu miel și salată bulgărească, iar trupa românilor Siarto, Negoițescu și Dogaru a gătit file de pește cu orez sălbatic și salată baby spanac. Meniul românilor a fost cel mai apreciat de juriu, ieșind câștigător, iar celelalte două echipe au fost pe picior de egalitate. Sportivii au avut ca sprijin câte un suporter de fiecare, dar și un suport tehnic de specialitate de la un lead chef și bucătăresele venite în ajutor. Au mai primit câte un sfat de la iubite, prietene și fane, care au venit să urmărească cu interes evoluția celor mai înalți bucătari. Zigheranovic a spus că nu știe să prăjească nici măcar un ou. Cooper preferă postul de master chef pe teren, iar Siarto s-a
convins că e mai ușor la televizor decât în fața bucatelor. Fiind așa de înalți, le-ar fi foarte greu să stea mereu aplecați, să taie mărarul, dovlecei, roșiile și ce-ar mai trebui. Însă experiența le-a plăcut, iar meniurile au fost servite și savurate împreună cu toți cei prezenți. Ieșirea baschetbaliștilor a fost un mod de a-i destinde înaintea bătăliilor din play-off-ul Ligii Naționale. CSM Ploiești a devenit o echipă de nota 8. Formația și-a dat calificativul după ce a reușit în premieră calificarea în play-off-ul Ligii Naționale. Locul 8 este matematic asigurat, așa că formația ploieșteană o va înfrunta în sferturi pe HCM Baia Mare. Cu etapă înaintea sezonului regulat, handbalistele CSM-ului au rezolvat problema grație eșecului suferit de Râmnicu Vâlcea acasă cu Brăila și datorită succesului obținut de Șerban și celelalte fete la Deva. Trupa antrenată de Goran Chiurteș s-a impus cu 23-20 încetate, fiind a cincea victorie externă din acest campionat. Cu ambii portari, Ifrim și Șerban, în formă și cu Vlas Calici, cea mai bună marcatoare, 6 goluri, jucătoarele din Ploiești și-au găsit liniștea cu o etapă înaintea finalului. CSM-ul poate termina prima parte pe un loc și mai bun, asta numai dacă anumite calcule vor deveni favorabile Ploieștiului. Dunărea Brăila să piardă cu CSM București și HC Zalău cu HCM Râmnicu Vâlcea, ambele acasă, iar ploieștencele să câștige cu Neptun Constanța, caz în care ar face clasament în 3 și trupa lui Tadici ar fi ultima la golaveraj. Ultimul joc din sezonul regulat va avea loc după sărbătorile de Paști, când CSM Ploiești va întâlni Neptun Constanța, o echipă aflată în colaps din cauza problemelor financiare. Da, am revenit, mulțumim regia. 19 și 9 minute, un coleg din presa sportivă vă adresează câte o întrebare. De data aceasta, Marian Dima de la Trusul de Presă Prahova. Pentru domnul Bogdan Rădulescu. Dacă a știut că în America se joacă după alte reguli față de cum se joacă în Europa. Am știut în mare faptul că se joacă cu mantinela, că reprizele vor fi 4 la număr de câte 15 minute. Ca la basket, nu? Da, deci cam atât. Tot am schimbat față de cum se joacă. Nicio legătură cu ce se joacă la noi. Terenul mult mai mare, 60 de metri cu 30 de metri. Însă au mai fost și alte lucruri care ne-au surprins pe acolo, cum au fost penaltiurile, schimbările, time-out-urile. Da? Da. Greșelile la fiecare cartonaș galben, aveai jucător eliminat 2 minute, după care intra înapoi. Așa la... în America? Da. Sau dacă luai gol în astea 2 minute, după gol imediat puteai să-l bagi înapoi. Ca la hockey. Ca la hockey. Păi să juca pe teren de hockey, numai că era mochet. Eu am văzut și câteva secvențe pe sport.ro și parcă era fotbal în cușcă. Nu pute să-i spune și așa. Da, deci ne-au dezavantajat foarte mult. Nu căutăm scuze. Dar nu vin și ei în Europa? Că bănuiesc că nu o să mai fie în America. Peste doi va fi în Europa și atunci vom vedea și în condițiile noastre care le este valoare. În general, asta? Hai luat. Vreau să te întreb dacă Gică Bărăgan era în America și el este pe apărării. Le duceam în finală sau? Nu știu, dacă era foarte greu să-i oprim în condițiile de acolo cu jocul lor cu mantinela, eu zic că era foarte, foarte greu oricine ar fi jucat acolo. Însă Gică știe toate lumea și, o repet, este un jucător care oricând poate să facă față cu brio acolo, la echipa națională. Dar ăsta, campionatul ăsta în Statele Unite, cum e structurat? Sunt 5 ligi profesioniste. Câte? 5 ligi profesioniste. Iauzi, bani. Partea frumoasă, Liga 4 și a 5-a sunt mixte, deci pot juca băieți cu fete amestecate. S-a amestecat în felul sau și în vestiare?
Nu, vestiarele sunt separate. A, separate. Nu, că e bine ca să precizăm, după aia să înțeleagă omul de acasă. Vă mulțumesc. Pentru domnul Istrudor, a fost unul dintre cei mai buni jurnaliști sportivi ai Prahovei, după 1990. V-ați tentat să reveniți în presa locală? Nu. Motivați. Motivul este că nu mai sunt competițiile, să luăm în ordine firească, care erau pe vremea aceea, nu mai e publicul de pe vremea aceea, nu mai sunt cititorii de pe vremea aceea, nu mai sunt gazetele de pe vremea aceea, nu mai este respectat ziaristul cum era pe vremea aceea. A rămas foarte puțin și pare bine că am ocazia să amintesc pe domnul profesor Octavian Bălteanu, care și acum a rămas de o gentilețe extraordinară, de o delicatețe, scrie cu o sinceritate și cu o bucurie. Unul dintre părinții presei sportive. Fără niciun fel de răutate și de multe ori joia cumpăr ziarul la care scrie dumnealui. Poți să-l fi spus, că noi n-avem. Plăiești. Și citesc cu mare bucurie pagina și să vedeți câte lucruri frumoase spunem, mai ales despre sportul juvenil, și promovează cu o delicatețe senzațională tot ce înseamnă mișcare. Este un domn extraordinar, rasat, cu un bun simț rar întâlnit, și mă bucur că am avut ocazia să spun câteva cuvinte despre domnia sa, pentru că un om care își asumă responsabilitățile, și am să vă dau o scurtă istorioară care merită spusă, n-am spus-o niciodată. Vedeți ce înseamnă a și asuma și a avea valoarea de a spune lucrurilor și atunci când nu ești tu în prim plan. Deci, la un moment dat îmi reproșează pe la AGF, eram, eu scriam atunci la Telegraful, dacă nu mă înșel, că aș fi spus ceva neadevăr domnului Jean Stamburgiu, care atunci era președinte la AGF Prahova. Eu i-am spus domnului profesor Bălteanu că nu face din structura mea, nu face parte de lațiunea, niciodată n-am părut pe nimeni cu nimic și nici nu știam despre evenimentul despre care spunea. Dânsul a plecat dând din cap, totuși trist, că domnul nu mă așteptam la dumneavoastră, vă știu caracterul, dar uite așa. Domnul Bălteanu, eu vă spun că nu am discutat, nici nu știam despre acea informare, despre domeniul informării. Și peste câtva timp, domnul Bălteanu a venit, ne-am întâlnit și s-a apropiat și mi-a spus: domnul Istor, vă să mă scuzați, nu dumneavoastră erați persoana, am aflat, este altcineva și, uite, vă rog încă o dată să mă scuzați că... Da. V-am spus. Ce vrea să demonstreze? Că putea să treacă foarte ușor, să nu mai spună și... Nu, dar nu e cazul dânsului. Exact, și-a asumat responsabilitatea erorii și e de fericire. Rar sunt oamenii ăștia și mult mai rar în presă, mai ales în condițiile în care în presă foarte mult sunt agenții sub acoperire ai patronilor, a unor grupuri de interes. Mulțumesc, domnul Istor, vreau să-l înțeleg în criză de timp. În telegrama de astăzi un articol excelent. Te rog, Eugene, să-l de frica de DNA, Consiliul Local Ploiești a votat constituirea ca parte civilă în procesul lui Bădescu. Imediat să vi-l arătăm. Se vede? Imediat? Da, mulțumim, Eugene. Despre ce este vorba? Știți contractul care s-a făcut între Primăria Municipiului Ploiești și Asociația Lupii Galbeni, condusă de frații Capră, pentru performanța echipei petrolului s-a hotărât o anumită sumă care să revină conducerii tehnice a echipei petrolului și jucătorilor. S-a livrat, să zic, cu jur de 1.800.000. Mai este pe coadă 1.400.000, asta în ediția trecută de campionat. Din nou, Consiliul Local a votat prelungirea acestui contract, dar nu mai hopa că consilierii acum și-au dat seama cam ce se întâmplă pe la DNA și vor să se constituie parte civilă. Una la mână, nu înțeleg, în primul rând, Consiliul Local are trei juriști de marca ai Baroului Ploiești, în persoana domnilor Botez,
Iulian Trăgărescu și George Pană. Deși de ce au votat, dacă era ceva necurat, ceva la mijloc, de ce nu s-au opus atunci? Nu, domnul Iisus, să le spuneți că dumneavoastră mai cochetați și cu politica și... Nu, orice primar are responsabilitatea... Așa. Dar ultimei, că avem și în ultimei semnături, el s-a încrezut în responsabilitatea comisiei juridice, cred, și dacă nu i s-a atras atenția, poate a căzut în greșeală. Se pare că greșeala cea mare nu e asta, asta era de discutat, pare greșeala cea mare este că s-a băgat în lături cu frații Capră. Corect. Spune un proverb, cine se asemănă să adure, nu era cazul. Aș putea, mai ales că nu știi pe Iulica bine. A fost cu de foarte bine și nu cu lumea interlopă, cum intri, nu poți să ieși decât tot da, între ei. Știi ce se întâmplă? Fostul primar Andrei Voloseviș, care am avut onoarea să-l avem această emisiune după vreo 3 ani de existență, el a zis, n-are nicio treabă blocajul ANAF-ului cu acest contract al primăriei. Ăsta trebuie, de fapt, să se deruleze în continuare. Eu rămân la părerea că ăsta a fost scopul... Și numai puțin, după unele surse, eu am mai vorbit și cu avocatul Dan Capre, domnul Popina, pe care îl salut, și mai am strâns și alte informații, greșeala lui Dan Capre s-a întâmplat, sau s-a derulat, mai bine zis, din momentul când se știa că primăria nu mai vrea să-l dea bani. V-a scos. No, greșeala lui Dan Capre era că ei nu erau în stare, familia Capre, să... conducă un club de taria petrolului. Părerea mea este că ne-a adus cea mai mizerabilă palmă morală pe numele ăsta petrolul, care este senzațional, niște indivizi despre care se știa că nu aveau capacitatea financiară să țină un asemenea club. Păcat că ne-a trecut în mocir la asta cu insolvență, cu judecată, a mai tras în, după ei și primarul și ne-am făcut de râs în toată țara. Asta este, de fapt, supărarea mea. Nu că se duc ei în pușcărie și iară. Dar Iurica îmi pare foarte rău că s-a încrezut în niște oameni care l-au folosit și l-au băgat în necas. Și să spun mai mult că nu e bine să dai în oameni, mai ales în momentele astea, dar unii și-o merită. Nu e vorba neapărat de Iurica, dar Capră. Deși noi avem păreri diferite, cum vezi evoluția cu toarva jucători de la FC Petrol? Eu nu văd nicio evoluție. În condițiile actuale am mai și spus, să mă întrebai de ce nu mă duc la stadion. Păi, nu mai mă duc pentru că pe mine mă leagă doar trei nume de actuala echipă. Numele echipei Petrolul, pentru care am vărsat lacrimi de bucurie sau de tristețe când eram adolescent. Numele lui Cristian Otaru, care este prietenul meu și fiul meu de cununie și care este purtătorul de cuvânt actualmente al clubului, și numele lui Laurențiu Marinescu, care e prahovean convins. Singurul cu rezultate. Vorbim cei care au jucat. Care au jucat și au jucat. Nu, vorbim de jucători care și-au pus amprenta pe noua echipă. Atât e mai timp să mai discutăm despre generații, despre de aur și ce a însemnat generația prahoveană, ar fi frumos să aducem aminte de câteva nume. Ce să mă duc la stadion, ce să văd? Nu este străin care ai văzut cum s-au dat peste cap. Fără să dau nume, m-am întâlnit, acum știi, toată lumea pregătiri pentru Sfintele Sărbători de Paști. M-am întâlnit la hală cu un consilier. Nu-i dau nume, mi-a zis, am vorbit în particular, să spun. Și mi-a zis, eu l-am întrebat, haideți, domnule, de ce nu se derulează în continuare contractul ăla? L-am întrebat sincer așa și mi-a zis, în primul rând că e o majoritate acolo care așa s-a decis și în al doilea rând banii ăștia sunt de la lume, da? Bun, sunt bani publici. Câți prahoveni avem? Credeți că pe noi nu ne trage nimeni de mânecă? Și mai sunt alte priorități ale acestui oraș. De exemplu, din 89 încoace, nimeni care a fost la putere nu a fost în stare să facă un spital. Da? Un spital, domnule, să facă și un spital. Ce să mai? Bobby?
Mai facem un respect cu petrolul. Avem și imagini, niște imagini frumoase. Mergeți pe mâna mea, ca de obicei. Acum, mini-fotbal ajunge la Brașov, nu? Am înțeles că e o structură bine chegată acolo, da? Foarte cu contract, profesionist, da? Da. Dă-ne amănunțe, că e păcat. Mai ales că noi ne vedem și în Brașov, să știi. Vă aștept oricând. E, nu, zic, la... Valea Prahovei se vede și în Brașov. Dar puțin la Digi, m-am interesat. Deci la Digi nu se vede. Digi în Brașov, aici suntem, da. Digi în Brașov, nu. Nu știu ce, dar sunt alte societăți de cablu prin... în Brașov, unde Valea Prahovei se vede. Da, ce să zic, acolo este o familie care este foarte pasionată de acest sport. Foarte? Familia Grigorean. Domnul Grigorean investește foarte mult în această echipă și este un om care este bolnav de profesionalism, ca să spun așa. Un om foarte educat, un om care își dorește să facă totul ca la carte și eu zic că anul ăsta deja încep să se vadă aceste lucruri. Noi și în trecut am avut meciuri foarte grele cu ei. Trebuie să avem o anumită tactică ca să-i rezolvăm, ca să zic așa. În Cupa României, nu? Sau în campionat? Finala, nu. În finala de campionat. În finala campionatului național cu ei. Da. Când am câștigat la penaltiuri și la Magic Iași la fel. În finală cu ei, tot la penaltiuri. Acolo, pentru acest sport, eu zic că sunt toate condițiile, avem antrenamente în fiecare zi. Păi și faci naveta sau nu s-a oferit acolo locuință, am totul plătit, exact ca și la cum să deci, poți și la fotbalul mare. Deci, să ne mergem la Bobi, la Brașov. Da, vă aștept cu cea mai mare plăcere. Și anul ăsta, la fel, ne-am propus să câștigăm absolut toate turneele la care o să participăm. Până acum s-a întâmplat. Au fost 4 la număr, le-am câștigat pe toate. Da. Revenim din nou la Petrolul. LPF-ul a dat publicități și desfășurarea următoarelor etape. Deci până la etapa cu numărul 29. Interesant e că se... din cele... în afara de meciului de diseară, până la etapa cu numărul 29, Petrolul va juca de 3 ori în ziua de luni. Deci Petrolul e cea mai, cum să zic, vali. Năpăstuită. Năpăstuită, oropsită echipa. Vor fi 13 meciuri pe care echipa Petrolul în această ediție de campionale va disputa lunea seara. Cum vezi, domnul Vali? Dar pe scurt că imediat intrăm în imagine. Ei, cum să văd? Asta e puterea conducerii clubului care a negociat... Pe care a remarcat-o și Mircea Reznic, că nu e nimeni acolo să bată cu pumnul masă, să facă urât. Așa e la noi. Și lunea e așa cum este, o zi problemă. Lunea nici iarba nu crește, să spunem, spor. Cum e și vremea asta urâtă. Marțea lumea se duce la slujbă, deci publicul scade în consecință. Da. Ne îndreptăm pentru... pentru partida de joi seara, când petroliștii vor pleca din nou în București, vor juca cu Steaua, dar de data aceasta în campionat. Până acum cele două echipe în prima ligă a țării s-au întâlnit de 91 de ori, de 54 de ori au câștigat steliștii, 18 egalități, 19 victorii Petrolului, 155 cu 92 este golaverajul, în București 34 de victorii Petrolului, Steaua, 5 egalități, 5 victorii Petrolul, gol la averaj 94-33 și acum să-i fac plăcere domnului Studă. Prima victorie în București la 2 aprilie 1955, 1-0 pentru Petrolul, a scris Bădulescu minutul 45, Neilie Oana a trimis în teren pe Roman, Paholțu, Marinescu, Topșa, Cosmo, Pere, Ștefănescu, Teodorescu, Drăgan, Marie Marcel și Bădulescu. A doua victorie în 1961 la 20 august, 6-2 pentru Petrolul, au scris atunci Mircea Drida de două ori, în minutele 25-42, Bonta și în 40, Antonu la 15 mai 1966, 1-0 pentru Petrolul, a scris regresatul Costică Moldovean în minutul 45. Și iar ultima victorie echipei Petrolul s-a consemnat
nu, a patra, cam mai aveam una, a patra victorie, 2 mai 1997, 0-1 Mihalache Mitru 66 și ultima victorie la 20 februarie 1999, 1-4. Avem rezumatul acestei partide și rog pe Marius, colegul nostru, să vi-l oferă puțină publicitate după aceea și revenim cu ultima pasă. Vizionare plăcută! Voiculeț, Brița, o centrare, Iune Samza este singur acolo. Asta mai trebuia pagurilor. Greșeala lui Lazăr și Petrolul deschide scorul. Lazăr, de atunci Bornescu a avut două intervenții extraordinare. De atunci însă Petrolul a insistat și până la urmă a avut de câștigat în urma acestei insistențe. Reluare pe colțul scurt. Lazăr clachează incredibil. Unul la 0 pentru Petrolul. Va avansa ceva mai mult, ajutat acolo și de Cristescu. Vine, iată o centrare foarte bună a lui Chierme și este 2-0 pentru Petrolul. Un gol marcat de Marian Cristescu și începe această repriză secundă de la scorul de 2-0. Doi jucători ai Petrolului liberi în careul lui Lazăr. De data aceasta portarul Pandurilor n-a mai avut ce face. Pandurii sunt echipa lui Petre Grigoraș e din ce în ce mai destabilizată. Era acolo și Bochilac, ieri n-a avut timp să centreze. Viera n-a avut cum să ajungă la această minge. Mamele, doar spectator la această rămare a lui Cristescu. 2-0 pentru Petrolul, greu de crezut că Pandurii mai pot pentru Nistor, nu se regăsesc în continuare cu Jeni Cristescu. Foarte bună pasă pentru Bochila, în care e Bochila 3-0. Petrolul începe să facă spectacol și începe să distrugă tot ce a construit Petre Grigoraș până în această etapă a 8-a. Fază simplă, Cristescu îi pasează excelent, plasament defectuos al lui Viera și finalizare simplă a lui Bochila, care marchează din nou după ce a făcut-o și în poarta campioanei CFR. Două goluri, numai 4 minute pentru Petrolul, care ajunge în acest moment la 15. Rozav pentru Ghierme, să vedem dacă va mai reuși o centrare. O face și de data aceasta și la fel de bine și este 4-0 pentru Petrolul. Fază similară ca cea din minutul 46. Bochila reușește dubla. Centrare din nou perfectă pentru Ghierme. Un adevărat avânt pentru Bochila, care pune piciorul perfect la această finalizare. Steaua Petrolul, partidă urmărită de aproximativ 7-8 mii de spectatori prezenți aici în tribunele stadionului din Ghencea, o inimoasă galerie ploieșteană. Iată cele două formații care vor începe această partidă. Oaspeții, Petrolul cu Rădulescu în poartă, 2 Oancea, 8 Pârvu, 5 Octavian Grigore, 6 Onuț, 3 Negoiță, 11 Vlad, 17 Roșu, 7 Crăciun, 9 Costescu, 19 Orlando, antrenorul Petrolului Virgil Dridea. Steaua va începe această partidă cu Dumitru Hotoboc în poartă, 8 Reghecanf, 3 Miu, 4 Bordeanu, 10 Luțu, titular astăzi, 14 Sabin Ilie, 15 Duro, 16 Roșu, 17 Trică, 19 Dănciulescu, 25 Ștefan Stoica, titular în formația antrenată de Emeric Ienei. Șansele de reușită sunt acelea în care accelerarea atinge maximum de viteză spre... pe măsură ce te apropii de partea adversă.
O pasă greșită a lui Sabin Ilie, minge câștigată în poziție foarte bună acolo de Onuț. Pe partea stângă primește acum Costescu, șutul lui Costescu, este 1-0 pentru Petrolul. Este 1-0 pentru Petrolul, stimați telespectatori, suporterii Stelei reduși la tăcere. Costescu înscrie, după părerea mea, o gafă a lui Sabin Ilie. O pasă neglijentă la mijlocul terenului. Care... Gafa, după părerea mea, aparține lui Duro, care nu a intervenit decis în duelul 1 contra 1. Iată reluarea. Se vede în reluare. Și o altă gafă este poziționarea și rămânerea în situație de 2 contra 2 în astfel de ocazii. Trică acum. Dănciulescu este lângă el, preferă să schimbe partea, o face greșit însă. Minge câștigată de Ploieșteni. La mijlocul terenului, Crăciun a reușit pasa pentru Costescu. Costescu trimite din nou pe partea stângă pentru același Crăciun. Pătrune în careu, este acolo Duro. Șutul lui Costescu, 2-0. Nu este Costescu, iertați-mă, este Negoiță. Petrolul conduce pe Steaua cu 2-0 aici în Ghencea. Din nou un contraatac finalizat cu gol. A fost Negoiță în cea mai bună poziție pentru a șuta în fața lui Duro, cu toată alunecarea fundașului stelist. Iată reluarea, nu a fost offside. Timp suficient pentru preluare și un șut bun în colțul lung. Petrolul conduce pe Steaua cu 2-0 în Ghencea. Banca Petrolului destul de calmă. Singurele explozii au fost la cele două goluri. La cele trei goluri. Andrei, centrarea lui Orlando și golul marcat de Costescu. Petrolul conduce cu 3-0 aici în Ghencea, aș spune chiar de necrezut. Iată reluarea acestei faze. Orlando îl depășește ușor pe Bordeianu. Probabil calmul unei echipe care conduce cu 2-0 și iată al treilea gol. Am vrut să văd dacă a fost offside, nici vorbă de offside. Este 3-0 pentru Petrolul, gol marcat de Costescu, al doilea gol al său și un cartonaș galben pe care îl vede Crăciun. Trică. În stânga este Bordeianu, primește fundașul Stelei și pregătește centrarea. O face spre același Trică, preluarea lui Trică, pătrunde în careu, poziție de șut. Trică centrează la roșu, este 3-1. Este 3-1 după golul marcat de roșu, o fază frumoasă a Stelei. Așteptată de mult de suporterii prezenți aici în Ghencea, dar prea târziu, după părerea mea. Este pe deplin meritat totuși acest frumoasă gol. Întreaga acțiune a Stelei, la care a contribuit și ca acțiune și ca dominare și pe undeva era normal să se întâmple așa. Deci există această disponibilitate. Depinde și cum fructifici ajungerile acolo. Este 4-1 pentru Petrolul. Incredibil ce se întâmplă astăzi la Steaua. Gol cum rar se poate vedea pe un stadion de fotbal, stimați telespectatori. Duro a încercat să trimită portarului Hotoboc. Mingea a fost deviată practic de Duro. Hotoboc ieșise undeva la 5-6 metri în afara porții. Am ezitat crezând că portarul Hotoboc va ajunge totuși la acel balon. În imagine Duro într-un clinch cu Luca. Într-un dialog nu foarte prietenesc. Iată reluarea fazei. Duro nu cred că poate fi condamnat pentru acest lucru. Portarul Hotoboc, iată-l alergând și lăsându-mi impresia că va ajunge la acest balon. Autogolul lui Duro, să-i spunem, sau lui Hotoboc, face ca Petrolul, iată, să conducă aici cu 4-1 în Ghencea. Da, mulțumim regia, acolo nu sunt mare să vorbesc. V-a oferit surpriza în plus, unica victorie că e pe Petrolul. Compania Panzurilor în Liga 1, s-a mai jucat și prin Divizia B, dar pe noi nu interesează Divizia B. Am bătut atunci cu 4-0, să sperăm că peste mai puțin de o oră și jumătate, nu, mai puțin de o oră, petroliștii vor câștiga. Vali, cum vezi partida din această seară cu Panzurii?
cred că... Mai ales că am înțeles că nu va fi o afluență mare de public, până la ora 12, din sursele noastre, s-au vândut decât 70 de bilete, în afară de cei cu abonamente. Iar jihadul care l-a început, Galeria Lupilor, Galben, va continua. Consider că vremea de afară, cât și ultimile evoluții la echipei, vor determina un joc anost în care Pandurii va fi cea care va spera la un punct la Ploiești. A, nu, Valice, am devenit. Ce să devin? Încerc să fiu corect. Pentru Petrolul nu mai are niciun fel de relevanță. Domnul Valic, te rog să-mi dai voie, Eugene, te rog să prinzi aici frumos. Păi dacă Petrolul nu mai are nimic, hai să-i punem aici. Crucea roșie. Ce să aibă când sunt în insolvență, jucătorii nu au niciun fel de certitudine. Așa, dăm la toată lumea puncte acum, ce facem? Nu că le dăm punct, dar da? Motivație e motivație. Da. Una e că joci... Și... Crucea roșie. Da, acum... Iașul, că tot... Cu Iașul... Ai dat servențele cu Steaua. Da. Am atâția jucători români în echipă, durerea mea asta e. Să ne facem o echipă, chiar dacă o să ajungem nu în fruntea clasamentului, ca pe vremuri, o echipă prahoveală, cum am doi de la Tinosu, frate Bușă, doi de la Drăgăneasa, de la Provița, cum era Butufei, Pancu, Simaciu și astea. Libiu, de Ploieștenca, Gel Cozarec și Vichy Angelescu. Angeles. Și Vichy Angelescu, nu au fost colegi de liceu amândoi. Grigore, Tavi Grigore și aveam un păstăcorat care venise Fane Preda și toporul de la Moleanu, deci toți prahoveni. Ce să mai... Aia era, și era tribuna plină și lumea era mulțumită și acum lumea e așa, dăm bani unora din alte țări care ba s-a accidentat, ba nu mai vor să joace când a intrat și echipa în vrie. Și orașul ăsta trebuie să fie la cheremul mofturilor băieților ăștia din da, lumea. Eu cred că orașul ăsta, cred că Petrolul soluție ar fi cea care a spus-o și o insistă pe ea seniorul Mircea Drida, pe care îi urez la mulți ani cu ocazia zilei aniversare de mâine. Mâine, da. Care a spus, mereu, domnule, era Petrolul trebuie actual, trebuie o transparență totală, pe acțiuni, se iau societate pe acțiuni, grupările comerciale bar din Ploiești într-o transparență totală, pentru că Petrolul e un brand, s-ar băga, dacă pui 100 de lei o acțiune, ar lua și suporterii, cei care pot, și atunci știi că îți vin societate serioase, care nu s-au băgat cu capră, cu interlopii, de ne-au făcut de rușine în felul Petrolul. Nu merita această rușine, încă o dată. Nu mă interesează rezultatul, clasamentul actual, mă interesează ca echipa să redevină ceea ce a fost, a prahovenilor. Să joace, vreau să-mi văd și eu nepoții, să-mi văd vecinii, să-mi văd băieții din cartier, ca încet, încet să evolueze în echipa asta, să duci cu plăcere. Așa, tot respectul pentru un Gerson, pentru câțiva, dar ai văzut în momente de cumpără te-au lăsat și mulți au plecat. Asta e. Da. Și încă o dată, tot respectul pentru Laurențiu Marinescu, care s-a și accidentat pentru echipa asta. Și... Sigur. Și e supus la un tratament care nu-i face cinste, știu cui. Este un sfert de oră principal buletin informativ al acestui trus de presă, iar de la ora 20:30 titanul Victor Preda vă invită la emisiunea lui, are un invitat de marcă în persoana domnului doctor Mihai Tărăcoasă, se va vorbi despre DSV, multe probleme interesante se vor dezbate în cadrul celor, înțeles, 30 de minute care le are Victor Preda la dispoziție. Bobi, te întreb decât astăzi. Acum vezi scăderea de formă a lui Pesania. Că sunteți cam a... Noi care eram obișnuiți, să zicem, plăcut obișnuiți și impresionați că el scotea de, să zic, maxim 10 ori mingea din poarta Petrolului într-un trei campionat, acum din returul ăsta cam s-a obișnuit să scoată mingea din poarta.
Da, probabil o să vă placă, dar o să vă spun că pentru mine este un lucru normal. Eu zic că nu mai e apărarea aia care era, care se zăruia? Da, și apărarea care nu prea îl ajută în momentul de față, însă eu zic că el nu este un robot. A apărat extraordinar de bine, poate mult mai bine decât ne așteptam noi toți la Ploiești. Și este normal că urmează și o perioadă de regres. Este ceva normal în viața unui portar. Important este să o gestioneze cum trebuie, să încerce să iasă cât mai repede din ea și eu cred că poate să facă lucrul ăsta. Este un portar care a demonstrat că are o valoare extraordinară și mult, mult, mult peste campionatul, peste portarii de la noi din campionat. Da. Mi-a venit cu scris, mi-am și notat. Am văzut la sport.ro. Cum s-au bătut loviturile de pe dearță la american? Că am văzut că plecau de la aproape jumătatea terenului. Ce-i asta? Da, ce regulament au făcut ăștia acolo? E un lucru special acolo. Sunt două puncte de penalti. Le-am văzut. Unul la 7 metri, unul la 12 metri. Când se dă prima oară penalti, jucătorul ia mingea de la 12 metri și pleacă singur cu portarul ca cu mingea la picior, ca la hockey, da. Și în cazul are 5 secunde la dispoziție să finalizeze, dacă din nou este faultat de portar, se bate penalti normal de la 7 metri, execută direct pe poartă. O tâmpeni. Da. Mă rog, țin să vă mulțumesc. O tâmpenie, da. La ei, cred că au adaptat fotbalul ăsta de sală în spectru sportului care aduc foarte mulți spectatori, de exemplu hockey. Până și sunt 5 ligi. Asta și urmăresc, numărul de goluri. Totul se reducea numărul de goluri. Și la competitivitatea jocurilor ăsta. Da, exact. Pe fiind mingea în teren tot timpul sunt mai care aduce spectatori și implicit bani. Exact. Societatea comercială care știe ce vrea. Dar e și diferența de nivel de trai. Un nivel de trai așa de scăzut ca în România, ții jucători care plătiți ca niște prințișori. Aici creștem 5 ani, să le dea șansa, 7 asta ani, dă-le șansa, da. Ăstura plătește rezonabil. Să vezi de pe Mircea Reznică. A spus că vor fi schimbări semnificative în primul 11. Sunt tare curios. Vali merge la meci, ca să știu. Eu nu merg pentru că am fost foarte... Mergem la George Nisul la Careman, da? Să vedem cum este vremea. Așa, e plouă. Atât a fost pentru asta. Săptămâna viitoare deja noi am făcut o înregistrare frumoasă. Vom vorbi despre Hipodrom. O să o vedeți în a doua zi de Paști. Vă mulțumesc pentru prezență, Bobby. Mulțumesc. Îți mulțumesc pentru efortul care l-ai făcut, ai venit de la Brașov. Și mă bucur că ți-ai respectat cuvântul, tocmai ce spunea și domnul Istudor, că oricând, cu cea mai mare cuvântul plăcere. Trebuie respectat și ne-ai promis că vii încă când eram dincolo în studioul celălalt. O să vin de câte ori o să mă chemați. Îți mulțumesc. Domnul Vali, ce să spun? Se mai aștept, să mai las? Să ne vedem cu bucurie și asta, cu bucurie în suflet. Cu bucurie și apropo de meciul cu Petrolul la Steaua, mă gândeam, parafrazând titlul film, unde sunt zăpezile de altă dată de pe Kilimanjaro? Unde e echipa Petrolul dată? Și să spunem că acea frumoasă victorie din 99, cu nea Puiu Drida la Simona, i-a bătut și aici cu 5-1, dar și în București am, cu 4-1. Am avut bucuria să fiu trimis la acest mes, să fac eu cronica la Șocul Cotidian atunci. A fost senzațională conferința de presă, când au încercat să le dea cuvântul ziariștilor bucureștești și noi am zis stop joc, am câștigat, noi punem primul gazetare Prahoveni până primele întrebări. Da, și a fost, au rămas puțin și ne-au dat acest... Pentru că am zis de Șocul Cotidian, se pare că domnul Moreanu încă s-a decis, din toamnă vrea să dea drumul din nou la Șocul Cotidian, mai ales că din partea dreptei în Prahova nu mai există niciun cotidian. Să fie entuziasm. Dacă ar Adrian Moreanu ar reveni, cred că mulți dintre noi am revenit. Vă referiți la scriitură, da. La sport. La sport. Era lunea, de exemplu, astăzi mi-aduc aminte și eu că avea 9 pagini numai de sport. 9 pagini. Și ligile inferioare nu erau... Iar la social erau 2 titani acolo. Violeta Nica, nu? Da. Și regretatul Hristodorescu, de Dumnezeu să-l ierte. Aveam pe, la sport coordonatorul Dragoș Tresoreanu, care trebuie să spunem, un talent extraordinar. Știa să ne repartizeze în funcție de dificultățile
jocului parte în parte, a fost un șef care a știut foarte bine să coordoneze și a pus foarte, foarte multă pasiune. Da. Da. Salut și pe Dragoș, știu că s-a uitat la această emisiune. Vă mulțumim, vă urăm toate cele bune, sărbători fericite, ocazia Sfințelor Sărbători de Paști. Asemenea, aceleași urări vă urez și dumneavoastră și familiilor dumneavoastră și colegilor mei de la Tehnic. Ne vedem live peste două săptămâni. Până atunci, toate cele bune și hai pe drum!